Incendiul, urmat de un fum gros ce a pătruns în scara blocului, a generat panică în centrul municipiului Petroșani. Locatarii dintr-un bloc cu 10 etaje aflat în apropierea primăriei au observat fum și au sunat imediat la 112. Incendiul s-a produs într-un apartament de la etajul 7, unde aragazul luase foc de la niște tăvi uitate în cuptor. Pompierii au fost primii care au ajuns la fața locului. Am fost anunțat să intervenim pentru stingerea unui incendiu în municipiul Petroșani, strada 1 decembrie, lângă primărie, în blocul Turn. La sosirea pompierilor militari am constatat că la etajul 7, în bucătăria unui apartament, ardea aragazul, deoarece proprietarul uitase în interior ce preparase. Sunt victime? Ce s-a întâmplat înăuntru? Nu sunt victime, doar o persoană cu atac de panică. La intervenție ne-am deplasat cu un echipaj de stingere și un echipaj de prim ajutor. Incendiul a fost stins rapid și locatarii au reușit să scoată fumul de pe scara blocului, după ce au deschis ușile de la aerisirea ce duce spre tubul de gunoi.